literatura. Și iată un exemplu mai recent. Generația despre care ne-am obișnuit să spunem că sunt postmoderniști și care, într-un timp, negau implicarea în social, spunând că autonomia esteticului trebuie să existe și este adevărat, trebuie să predomine, dar, iată, acești scriitori fac o foarte bună publicistică. Mă refer la Vitalie Ciobanu, de exemplu, care are acele intervenții la radio extraordinare. Deci, volens, nolens, cad și ei în așa numitul între ghilimele păcat original și se implică în viața cetății, pentru că literatura aici nu se poate face altfel decât așa. În alte părți, literatura se face altcumva. La noi, astea sunt realitățile și, cum spuneau latinii, hic rodus, hic